Începând de astăzi, TVR Moldova lansează campania care se intitulează Adevărul despre Mitropolia Basarabiei, 3 decenii de la reactivare. Acum 30 de ani la... Acum 30 de ani, în 19 decembrie 1992, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române binecuvânta printr-un act sinodal reactivarea Mitropoliei Basarabiei, interzis abuziv și cu încălcarea tuturor canoanelor bisericești de către regimul sovietic de ocupație. Decizia Sinodului Bisericii Mamă venea să reîntregească spiritualitatea românească de pe ambele maluri ale Prutului. Trecutul Mitropoliei Basarabiei de-a lungul istoriei a fost unul zbuciumat. Pentru a-l înțelege mai bine, să facem o incursiune în trecut. În anul 1401, după aproape jumătate de secol de la înființarea Țării Moldovei, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol îl recunoaște pe Iosif Mușat ca mitropolit canonic al Moldovei. Jurisdicția canonică a acestuia se extindea asupra întregului teritoriu al Vechii Moldove, adică de la crestele Carpaților până la Nistru. În Evul Mediu, din punct de vedere administrativ bisericesc, populația din stânga Prutului era cuprinsă în două structuri administrative ale Mitropoliei Moldovei. Credincioșii din partea de nord se aflau sub jurisdicția Arhiepiscopiei Sucevei, iar ținuturile din partea centrală și de sud se aflau sub jurisdicția Episcopiei de Huș, înființată în 1598. Această situație bisericească canonică s-a menținut până în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, în rezultatul căruia Imperiul Țarist ocupă teritoriul dintre Prut și Nistru, botezându-l impropriu Basarabia. Prin încălcarea vechilor canoane bisericești, care interzic extinderea ocupației politice și militare asupra structurilor bisericești, în 1813, țarul Rusiei, Alexandru I Romanov, prin decret imperial, deci secular politic și nu canonic, înființează pe teritoriul românesc ocupat dintre Prut și Nistru Arhiepiscopia Chișinăului și a Hotinului. Canoanele spune așa că orice nație trebuie să aparțină de biserica neamului său și să aibă dintre ei stătătorul cel mai mare. Sub biserica trecută, în subordonarea Moscovei, limba rusă să devină limbă și din învățământ și din biserică, cărțile românești toate arse. Astfel, Mitropolia Moldovei, contrar canoanelor bisericești, este lipsită de jurisdicția canonică asupra teritoriului dintre Prut și Nistru. Cu excepția mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, în fruntea noii structuri bisericești au fost numiți doar ierarhi ruși, străini de limba, tradițiile și obiceiurile băștinașilor. Basarabenii români au fost luați și cu hapca, cu desila. Nu i-a întrebat atunci că vor să fie cu biserica rusă sau nu. Până s-a ajuns în secolul XIX la un episcop sau cum îl chema Lebedev, 3 ani de zile a făcut focul la mitropolia sau la episcopia lui cu cărți în limba neamului nostru. După mai bine de 100 de ani de ocupație țaristă, pe fundalul Revoluției Democratice din Rusia, din februarie 1917, clerul și mirenii din Basarabia, convocați într-un congres extraordinar în aprilie 1917, cer autonomie bisericească și alegerea unui ierarh băștinaș, care să cunoască limba română. După unirea Basarabiei cu România și retragerea ierarhilor ruși din Basarabia, cărora în semn de respect li s-a propus calitatea de membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, dar pe care au refuzat-o, Biserica Ortodoxă Română recunoaște clerului și mirenilor din Basarabia dreptul de a-și alege ierarhul din sânul lor. În februarie 1920, arhiereul Gurie Grosu, un ierarh local, este ales arhiepiscop al Chișinăului și Hotinului. În 1925, Arhiepiscopia Chișinăului și Hotinului a fost ridicată la treapta de mitropolie, iar Gurie Grosu, în 1928, este ridicat la rangul de mitropolit al Basarabiei. Și astăzi nimeni nu poate contesta
când nu a existat Mitropolia Basarabiei și când Mitropolia Basarabiei nu are fond. Pe 28 iunie 1940, urmare a pactului Molotov-Ribbentrop, încheiat la 23 august 1939 între Hitler și Stalin, Basarabia este ocupată de Uniunea Sovietică. Eliberată în vara anului 1941 de către armatele române, dar reanexată de către Uniunea Sovietică în 1944. Sovieticii interzic activitatea Mitropoliei Basarabiei și trec biserica din reînființata Republică Sovietică Socialistă Moldovenească sub jurisdicția Patriarhiei Ruse, ceea ce, iarăși, reprezintă o decizie anticanonică. Basarabia a fost ruptă, a fost furată. Pe 27 august 1991, Republica Moldova își proclamă independența față de Moscova. Pe 3 aprilie 1992, 52 de deputați de la Chișinău semnează un memoriu adresat Patriarhului Rusiei, Alexei al II-lea și Preafericitului Teoptist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În temeiul unității de credință a poporului român, în virtutea faptului că Mitropolia Basarabiei a fost smulsă anticanonic și împotriva voinței milioanelor de creștini basarabeni în 1940 din trupul Bisericii Mame, ne adresăm sanctității voastre și preafericirii voastre în vederea inițierii de urgență a unui dialog între cele două patriarhii în stare să refacă unitatea bisericească a poporului român. O reparație a situației, fiindcă Mitropolia a fost legală după toate legile țării și a fost a poporului care este de aici, este român. Nu este act oficial a Patriarhiei Române în care își retrage jurisdicția asupra Mitropoliei Basarabiei. Pe 14 septembrie 1992, adunarea eparhială constituită la Chișinău reactivează Mitropolia Basarabiei, locțitor de mitropolit fiind ales episcopul de Bălți Petru. Pe 19 decembrie 1992, la rugămintea adunării eparhiale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române binecuvântează reactivarea Mitropoliei Basarabiei și revenirea ei sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române. Cu această ocazie, pe 20 decembrie a fost oficiată și o slujbă divină. Credincioșii din Basarabia, după grele suferințe, umilințe și necazuri, s-au organizat bisericește și canonic și au constituit vechea mitropolie a Basarabiei ca să aibă legătura spirituală canonică și liturgică cu Biserica Mamă. Biserica Ortodoxă Română, mama spirituală a poporului român, răspunde cu părintească și frățească dragoste dorinței sfinte a fraților noștri de peste Prut, mai ales ca aceasta n-a recunoscut niciodată desființarea Mitropoliei Basarabiei. Moscova a primit cu tristețe evenimentul acesta care s-a întâmplat la București. Pe 19 mai 1993, într-o scrisoare adresată Patriarhului Rus Alexei al II-lea, Preafericitul Părinte Teoptist argumenta istoric și canonic decizia Sinodului Bisericii Române. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin binecuvântarea acordată reactivării Mitropoliei Basarabiei, nu a făcut altceva decât să restabilească adevărul istoric și dreptatea canonică ce fuseseră încălcată de atâtea ori prin extinderea necanonică a jurisdicției Bisericii Ortodoxe Ruse asupra unei părți a Mitropoliei Moldovei. Sfântul Sinod a luat hotărârea aceasta, în primul rând, la cerința noastră, a preoților semnatari care eram atunci și mai ales la dorința credincioșilor. Asta a fost tot un pas foarte mare a Patriarhului Teoptist. Nici Iliescu nu știe de pasul ăsta. Doar că timp îndelungat autoritățile de la Chișinău au refuzat să înregistreze Mitropolia Basarabiei. În 1998, Mitropolia Basarabiei se adresează la CEDO, fiind reprezentată de fostul deputat creștin-democrat Vlad Cubreacov. Am trecut prin aceste probleme multe și grele. Pe 13 decembrie 2001, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului condamnă Republica Moldova, iar pe 30 iulie 2002, autoritățile comuniste de la Chișinău se văd obligate să admită în legalitate Mitropolia Basarabiei. Ne-am întors la biserica de care am fost rupți. Noi tot drept avem să ne întoarcem la mama acasă. Pentru că asta este un fapt istoric. Și biserica este un organism
spiritual național. Biserica română pentru noi este biserica mamă, biserica neamului nostru. Biserica este mama noastră și România este mama noastră din care ne aplămă din Dumnezeu pe toți.